Salutare de la mare, nu de la mare, salutare de aici, de la mine, din casă. Am primit pe curier niște măști de față, să le luăm puțin pe rând, să le prezentăm, nu foarte așa succint vreau să le prezint, pentru că ce vreau eu, Garnier Skin Naturals, Moisture Comfort Tissue Mask, Super Hydrating and Soothing, așa, și în română. În română, această mască, stai așa că să văd română. Vedeți voi română? Da. Mască șervețel, super hidratantă și calmantă. Pielea este intensă, rehidratată, calmată și se simte mai fină și reconfortantă, revigorantă. Da, mă rog. Calcula la glicerină, la... Ce fac ăștia mai aici cu muzica mea? Deci asta. Vreau să-mi pun o mască și dacă tot le-am primit, să pot să mă decid, poate cu ajutorul vostru. O mască de la... Hai să vedem dacă mai am de la Garnier. Cred că mai este. Hydra Bomb. Super hydrating. Rebalancing. With green tea. Și acid hialuronic. Asta ar fi cam pentru ten gras. Așa. Hydra Bomb. Mască cervețel. Pentru super hidratare. Reîmprospătare și purificare. 15 minute, este ca aceea pe care o, ca acelea pe care eu le folosesc și le vedeți voi, că aici e purcelușa, cum o cheamă pe purcelușa asta? Cum? Hai să vedem dacă mai avem Garnier, mai avem un Garnier, Hydra Bomb, Tissue Mask, Super Hydrating, Replumping, cred că asta e pentru... Liduri. Așa, și ce se spune? Hydra Bomb, mască șervețel pentru super hidratare și reumplere, exact. Adică dacă avem riduri, asta ne umple riduri. Pot și eu să râd? Îmbogățită cu extract de rodie și acid hialuronic. Tenul este intens rehidratat, mai plin și revitalizat. Potrivit tenului deshidratat. Da. Bun, acum să vedem ce mai avem pe aici. Să le pun așa pe categorii. Mâine vreau să fac un drum mai departe și vreau să fiu frumoasă. Vreau să mă fac frumoasă. Astea sunt 2-3 de la Nivea. Le prezint pe astea de la Elmi Plant. Detox, mască șervețel, cred că este neagră, curățare și energizare. Pentru că nu am timp. Acum am făcut o baie. Vreau să-mi pun asta. Mai târziu vreau să-mi fac un bagaj, pentru că mâine plec undeva. Și deci nu prea am timp, trebuie să adorm puțin mai devreme. Mască șervețel în Plan Detox cu pudră de cărbune este soluția perfectă pentru un ten strălucitor, reîntinerit și hidratat, pe scurt așa. Asta e detox. Colagen, mască șervețel. Cealaltă a fost neagră, aceasta cred că este alba. 15 minute, după 15 minute tenul arată mai proaspăt, mai sănătos și mai radiant. Pentru ten deshidratat și obosit. Pe scurt, nu stăm acum să prezentăm ca la știri. Hidratare pentru întreaga zi și ten strălucitor. Acid hialuronic, mască șervețel tot albă. Tot 15 minute. Așa și pentru pielea deshidratată și eternă. Nu eternă. Mai sunt și aici, dar vă prezint doar așa pentru față și ce e mai important. Nivea Urban
skin 10 minute de și mască tip șervețel Nivea Urban Skin pentru ten radiant în 10 minute. Răsfățul ideal pentru tenul tern și obosit. Stresul factorii de mediu, mă rog, oferă tenului un aspect luminos și sănătos. Nivea ce? Această Nivea Urban Skin Detox de 10 minute este o mască tip șervețel Nivea Urban Skin Detox în 10 minute, răsfățul ideal pentru tenul urban, deci pentru cei care locuim la oraș, probabil și influențat de factorii de mediu, gen poluare, gen vânt, gen, nu știu, noxe, nu știu. Stresul, factorii de mediu și poluare pot lăsa tenul de vitalitate și cu semne vizibile de oboseală. Pentru că nu te obosi, da? Cei care aveți, sunteți stresați. Mască din fibre biodegradabile. Stejar negru. Aceasta este detox. Și mai prezint și pasta. Din asta vreau să-mi fac. E ultima. Instant Recharge Sheet Mask. E albastră. La culoare. Mască tip șervețel Nivea Q+, antirid, energie, răsfățul ideal pentru un ten energizat. Mod de utilizare, mă rog, aplici pe față și o ții 10 minute, după care probabil te clătești sau o lași să acționeze în continuare. Mai am câteva acolo, n-am chef, din asta vreau să-mi pun eu în aceste de aici. Da? O să încerc să mă decid în cel mai scurt timp, fiindcă timpul nu este cel mai bun prieten pentru noi, oamenii. Vă doresc o seară minunată! Ciao!